Eu bun venit la un nou videoclip colțos și politicos. De data aceasta voi prezenta trei știri, apoi voi argumenta o idee, reargumenta o idee, de fapt una dintre ideile canalului, că e bine să ne informăm corect înainte de a lua o decizie. Bun, despre ce este vorba? Despre domeniul auto, domeniul pe care eu îl studiez, să zic așa, cu interes, de vreo 7 ani de zile, timp în care și cum îl studiez, pe lângă forumuri, videoclipuri și așa mai departe, am citit decizii ale instanțelor de judecată din Australia, din SUA, despre ele, că nu cunosc limba germană, din ale deciziilor de ale instanțelor din Germania. Am citit rapoarte ale instituțiilor oficiale de reglementare a siguranței publice de prin SUA. Consider așadar că sunt destul de bine informat. Aceste știri, întreg videoclipul, întreg canalul, reprezintă, sau mă rog, prezentarea știrilor, reprezintă numai și numai opiniile mele pur personale. Teoretic pot greși. Pot să am aceeași corelare cu adevărul, ca și afirmația cum că ne aflăm în Matrix pe planeta Marte. Dar reprezintă cu adevărat ceea ce eu consider că este și real și încerc să nu fac altceva decât să vă prezint opinia mea cu privire la situația reală și situații pe care dumneavoastră, dacă o cunoașteți, puteți lua decizii corecte. Bun, haideți să vă spun, să vă relatez despre cele trei știri, cele trei știri pe care le veți găsi în primul comentariu, linkurile către ele, și pentru a putea să le citiți dumneavoastră pe îndelete și să extrageți poate opiniile diferite față de ceea ce am extras eu. Bun, trei știri din domeniul auto. Prima este despre compania Hino, o companie de camioane achiziționată de aproximativ 20 de ani, dacă mi-aduc bine aminte, dintr-un articol, de către compania Toyota, deci este o subsidiară, să zic așa, o divizie de camioane, una dintre ele sau cea principală, whatever, a companiei Toyota. Această companie, Hino, a emis un comunicat presei, cum că de acum încolo vor respecta legislația. Au practic recunoscut faptul că în cadrul unor teste de omologare au constatat că motoarele lor, piesele lor, pe măsură ce testul decurgea, începea a emite mai multe noxe decât ar fi dorit și au întrerupt testul și au continuat cu piese noi, cu motoare noi, obținând astfel o omologare care nu reflecta realitatea. Bineînțeles, prin astfel de practică, consideră înșelăciune, au înșelat, să zic așa, au încălcat reglementările cu privire la emisii, au pus în circulație, în fabricații, motoare care nu respectau normele de reducere a emisiilor, deși au declarat, le-au omologat cum că ar respecta. Prin aceste emisii mai mari, practic au avut o contribuție în ceea ce privește îmbolnăvirea pe respiratorii, cuburi respiratorii ale utilizatorilor, ale clienților și a celor de pe lângă clienții respectivi. Bineînțeles, interpretare pur personală. Haideți să nu mai tot repet chestia asta. Așa cum filmele nu sunt întrerupte la fiecare 2 minute pentru a ne readuce aminte că nu se bazează pe fapte reale, orice asemănare, bla bla. Și eu deja am vorbit despre disclaimerul respectiv, deci constituie pur opinia mea personală, chiar dacă nu voi mai spune chestia asta. Bun, deci situația de la Hino, repet, deținută de către Toyota, și consider că patronul unui angajat, în cazul ăsta o companie, de care deține o alta inițială, are un cuvânt greu de spus în ceea ce privește practicile din cadrul acelei companii. Trag o
paralelă și să spune așa, eu dacă trag, mie îmi place să zic să trag la țintă, da, cu arma de foc, și în mod normal ar trebui să mă duc în poligon, să plătesc biletul de intrare și să achit acolo acel cost, da, biletul de intrare și să trag în condiții omologate. Aleg să nu fac asta și decid, ipotetic, bineînțeles, să trag în curtea proprie sau pe acoperișul blocului în ținte, da? Nu fără vreo intenție criminală. Dar se întâmplă, ca norma activității mele, să aibă cineva de suferit, da? Să primească un glonț în căpățână. După ce fac chestia asta, în mod voluntar sau pentru că miros eu că urmează niște acuzații de către instituțiile abilitate, da? De către procuratură, aleg să dau un comunicat presei în care spun că de acum încolo sunt orientat către respectarea legislației și de către clienți. Adică, fiind vorba de comunicat emis de mine, cu alte cuvinte, wow, ce ultra, hiper, super cinstit și demn de laudă sunt eu. Sunt orientat către respectarea legii, de acum încolo. Ce am făcut până acum? Tot din comunicatul respectiv reiese și faptul că acel șiretlic, acel înșelăciune, să zic așa, de schimbarea în timpul testelor a motorului sau piesei respective a decurs ca urmare a unor presiuni interne, nu, deci nu companiei de vină, ci doar niște presiuni interne din cadrul companiei. Și acum mă întreb, ce presiuni interne? Să dea repede drumul la motor ca să obțină profit. Practic au prioritizat profitul înaintea respectării legislației, înaintea respectării sănătății clienților și a celor din jur. Bun, asta este o știre legată de compania Hino, deținută de către Toyota. O știre mai veche, începe de prin 2018 povestea, tot de către compania Toyota, și se referă la o rețea de service în Australia, Berima, puteți să căutați pe Google, cu 2 de R se scrie, a atenționat compania Toyota acum că produsele lor cu motorizări de 2,8 litri turbo diesel existente pe Land Cruiser, Prado de la ei, Land Cruiser pur și simplu la noi, Hilux și de asemenea și Fortuner, pe care noi ca model nu-l avem. Deci acea rețea de service a tras atenția acum că DPF-urile se deteriorează într-un mod, într-un ritm destul de accentuat, ca amplitudinea, gravitatea deteriorării sau ca numărul de deteriorări prezente, da? Numărul de vehicule cu probleme. La momentul respectiv, Toyota a emis un comunicat, le-a trimis o scrisoare, cum că, atenție ce spuneți de acum încolo, citez aproximativ, nu mai știu exact, sunt 5 ani de atunci, atenție ce spuneți de acum încolo, pentru că noi și echipa noastră de avocați vom urmări cu atenție activitatea noastră de acum încolo. Deci adresându-se rețelei Berima, care atrage atenția cu privire la un defect. Clienții pe forumuri declarau cum că DPF-urile lor se colmatează, da? Intră motorul în imposibilitatea de a funcționa. Toyota nu a reacționat cum că ar avea o problemă de proiectare, ci trata fiecare caz în parte ca fiind o problemă oarecare. S-a întâmplat. Repet, numărul pare să fi fost destul de mare, cât să se poată trage concluzia acum că era un defect de proiectare. Cel puțin asta spuneau cei de pe forumul și asta era și opinia mea. Bun, și mai trece ceva timp, iar unul dintre clienții afectați, și încă ceva, pe forumuri se emitea ideea cum că unii clienți erau deja la al treilea schimb de DPF și că urma vehiculul respectiv să iasă din garanție. Bineînțeles, în momentul când a ieșit din garanție, paura și la gara. Bun, trece ceva timp, unul dintre clienții a organizat un class action, practic o acțiune instanță împotriva Toyota, la care au aderat mai mulți clienți și a câștigat cazul respectiv, fiind vorba de class action. Conform legislației pe care am înțeles eu din Australia, toți cei care au aderat sau sunt implicați în cazuri similare vor beneficia de aceeași decizie. Și se face așa un calcul estimativ, undeva ar fi, dacă toți ar emite primirea acelor consecințe, deci e vorba de niște despăgubiri,
pentru Toyota, pe Australia, pentru că acolo are consecință cazul respectiv, da, decizia instanței, ar fi vorba de vreo 2 miliarde de dolari australieni. Bun. Al treilea caz este vorba de tot o companie japoneză, Suzuki. Este vorba de o știre cum că autoritățile de impunere a legii au făcut percheziții, au controlat compania și vehiculele sale pe teritoriul al trei țări, și anume Italia, Germania și Ungaria. Și au emis și comunicat în privința asta cu privire la faptul că este o suspiciune cum că compania a implementat dispozitive care să se ajută de softul mașinii și care să recunoască momentul când mașina este testată de tester în vederea, știu eu, verificării emisiilor și în mod artificial să reducă capacitatea motorului să ca acesta să reducă mai să emită mai puține emisii. Fix cam același text care era vehiculat și în cazul Dieselgate 1, și anume în cazul acțiunii respective implementate, să mă rog, determinate de către compania Volkswagen și a companiilor sale deținute. Acum, această ultimă acțiune nu este confirmată, mă rog, acțiunea este confirmată, suspiciunea nu este confirmată în mod oficial, dar eu îmi pun întrebarea de câte ori dumneavoastră sau eu am auzit de asemenea acțiuni internaționale desfășurate concomitent împotriva unei companii gigant și totodată cu un comunicat emis presei cu privire la suspiciunea existentă. Fum fără foc? Probabil că acțiunile care s-au desfășurat în legătură cu scandalul Dieselgate, da, legat de Volkswagen, se vor repeta similar în legătură cu compania Suzuki și cu angajații companiei Suzuki, cu acei angajați cu factori de decizie care au determinat acest lucru. Bineînțeles, este o supoziție. Astea sunt știrile. Le repet, le veți găsi în rubrica de comentarii. Link-urile respective le puteți citi dumneavoastră în detaliu, bineînțeles, exprimate în limba engleză. Ideea canalului este ca noi clienții să ne informăm bine înainte de a lua o decizie pe banii noștri. Achiziția unui autoturism este declarată de sau catalogată de către psihologi în diverse studii cu referire sau articole despre studii pe care eu nu le-am citit de-a lungul timpului. Deci este achiziția unui vehicul declarată ca fiind a doua ca importanță după achiziția unei locuințe, cel puțin importanța pe care noi le-o dăm achizițiilor respective. Așadar, indiferent că dăm 1000 de euro pe o mașină, 2000, 10.000, 100.000 de euro, o considerăm o achiziție importantă pentru noi. Atâta avem, atâta ne permitem, atâta dăm. Și, din păcate, noi ca și clienți, în majoritatea dintre noi, ne informăm din reclame, bineînțeles, nu este chiar cea mai obiectivă sursă de informare, pentru că nicio companie nu plătește pentru a arăta deficiențele vreunui vehicul, da? Ne prezintă totul la superlativ. Și de asemenea, o altă sursă de informare, articolele din presă, care nu fac altceva decât dea uneori copy-paste de la alții, iar acei alții site-uri care sau publicații care au contracte de publicitate cu companiile respective și, bineînțeles, cum pe de o parte să ia niște bani pentru publicitate, pe de altă parte să creeze un articol în care să evidențieze niște aspecte negative. Nu, sunt niște aspecte negative pentru a mima obiectivitatea, însă acelea nu sunt aspecte care să întoarcă un potențial client din drum. Și o a treia sursă de informare, la fel de incompletă, nu greșită, dar incompletă, sunt canalele auto de review-uri, care au pe canalele lor sute de mașini analizate, autorii acelor canale, deținătorii acelor canale, bineînțeles, aceeași problemă o au, numai că nu neapărat vorba de bani primiți de la branduri, ci mașini primiți de la dealeri, reprezentanții brandurilor, pentru analiză. Dacă eu aș lua, de exemplu, mașină și aș face-o cu ou și cu oțet pentru că uitați ce defecte e, ce greșit de proiectare și așa mai departe, bineînțeles că a doua mașină nu mai primesc vreodată de la dealerul ăla și este foarte probabil ca, văzând această politică a mea de a face cu ou și cu oțet,
nici alt dealer să nu mai îmi dea vreodată vreo altă mașină, chiar dacă mi-o dat până atunci și am elogiat mașina respectivă. Fiecare canal are auto, are părțile lui bune, da? În limba română, de exemplu, turații, atelier de detailing, parte de review-uri mașini noi, prezintă aspecte tehnice destul de exacte și aspectele pe care eu nu m-aș băga vreodată să le detaliez. Un alt canal, cel mai simpatic realizator de canale auto din România, după părerea mea, cu și despre mașini, are aspectul pozitiv că povestește istoria brandului, istoria romanțată a brandului, a modelului respectiv, însă niciunii nu dau date, de exemplu, de la Consumer Reports, date elocvente cu privire la cum relaționează brandul, ce istoric de fiabilitate are modelul respectiv și așa mai departe. Nu în mod relevant, cel puțin. Bun, opinia mea. Acum, am spus despre Toyota și am spus despre Suzuki. Toyota, în opinia mea, pe prima treaptă în ceea ce privește industria auto, din punctul de vedere al fiabilității modelelor sale, modelelor lor, toate modelele lor vândute vreodată, toate vehiculele lor vândute vreodată pe toate piețele posibile și de asemenea corelate și cu modul în care brandul prin dealer, prin reprezentanțe au relaționat cu clienții în momentul când clienții s-au prezentat la dealer cu o problemă cu de defect al vehiculului. Deci pe prima treaptă din aceste două aspecte corelate, în opinia mea, sunt Lexus, Toyota, chiar această Toyota despre care este vorba într-una de două știri. Deci Lexus, Toyota, Hyundai, Kia, chiar și BMW. Bineînțeles că nu sunt branduri perfecte. Nu există fiabilitate perfectă așa cum este prezentată în reclamele Toyota și Lexus. Există însă o ierarhizare, din punct de vedere obiectiv, opinia mea, o ierarhizare în ceea ce privește numărul de defecte, gravitatea defectelor, seriozitatea lor din punct de vedere financiar și a reparațiilor, modul în care își asumă brandul acel defect sau spune, domnule, problema ta că ai ținut mașina afară, că de-aia a ruginit, de exemplu. Deci această relaționare, aceste defecte, numărul lor și așa mai departe, fac ca, în opinia mea, să existe niște trepte comparative între niște branduri și altele. Și pe prima treaptă se află acelea. De exemplu, dar la noi în țară puteți vedea inclusiv la aceste branduri pe Google, recenzii Google, puteți vedea oameni mulțumiți. Oameni care spun inclusiv povești care n-ar mai trebui să mai fie, ceva de genul vii cu o problemă, pleci cu 3. Sau vii cu o problemă, spune la domnule, schimbă-mă dumneata piesa asta, că e de acolo problema, o schimb pe banii tăi, problema persistă. Și alte asemenea, lucruri, povești care n-ar trebui să fie. Aici, bineînțeles că sunt, chiar dacă sunt relevante ca număr aceste recenzii, aceste povești, mai intervine la noi în țară, intervine un aspect și anume problema păstrării de către companie a personalului calificat. Și aici problema vine din două aspecte. În primul rând, este vorba de personalul calificat care știe valoarea și vrea să se ducă în altă țară, în altă societate, unde vede instituțiile că funcționează, unde vrea un viitor mai luminos, așa cum îl vede persoana respectivă, pentru copiii lui. Și atunci, compania nu are nicio posibilitate să-i schimbe omului părerea, să-l mai țină în cadrul companiei din România. Pe de altă parte, companiile, reprezentanțele din România, dar reprezentanțele brandurilor puternice, brandurilor mari, sunt francize. Sunt francize cu contracte foarte stricte, semnate de între acele francize, acele afaceri, da, administratori afacerii și brandul respectiv. Fie că e vorba de Toyota, BMW sau alt brand care oferă fiabilitate printre cele mai bune. Și se întâmplă un lucru. Prețurile pentru manoperă, prețurile pentru diverse intervenții, da, piese și manoperă, sunt foarte comparabile, dacă nu chiar egale, dacă e să comparăm prețurile din România cu prețurile din, să zicem, dacă ne uităm la BMW, Germania. Și
ne uităm la prețuri și zic, bă, da, ok, mă duc acolo, mă duc acolo, tot aia. Bun, dar franciza, cel care semnează contractul cu brandul, nu semnează decât cu privire la relaționarea cu clienții și intervenția asupra vehiculor. Nu semnează absolut nicio condiție cu privire la personal. Salariul unui mecanic de la reprezentanța din România, BMW, da, care este o franciză, nu știu de ce, dar cred că este mult mai mic decât salariul unui mecanic, aceeași funcție, aceeași calificare, într-o reprezentanță BMW din Germania. Și atunci, aici este aspectul la, cu privire la care companiile din România sunt vinovate, da? Reprezentanțele din România sunt vinovate pentru acele povești pe care le găsim pe Google sau în alte surse. Și acum revin la obligația noastră, dacă ne știm interesele, să ne interesăm de, cu privire la model, cu privire la vehicul. Am spus BMW. BMW, de exemplu, are acuzații acum că folosește piese de plastic care în timp acestea se deteriorează, se fisurează și apar probleme. Dar din punct de vedere al unei mașini bine întreținute, apare o problemă, o repari, fiabilitatea lor este bună, este catalogată ca fiind bună. Acum, ce puteți face dumneavoastră? Consumerii, înainte de a da banii pe o mașină, Consumer Reports, cred că era vreo $39 accesul anual la rapoartele lor. Consumer Reports, care este o companie care strânge date cu privire la gravitatea problemelor, numărul lor, quantumul, câte vehicule, câte probleme, cât stă în servis, care este timpul de remediere din partea brandurilor și așa mai departe. Bineînțeles, raportate la piața americană, dar este destul de mare piața cât să fie relevant la nivel global. Deci, Consumer Reports are, este o idee bună. Puteți să vă uitați așa, puteți să vă uitați la fiabilitatea modelului respectiv pe, pe ultimii ani. Parker.com, de exemplu, este iar un site pe care, sau Edmund.com, este un site care la fel prezintă fiabilitatea pe piața britanică a modelelor lor înregistrate și iar este o idee bună să vă uitați, fie că este vorba de un model cumpărat de nou sau un model destul de recent. Aceste site-uri însă vă prezintă și datele cu privire la modele de acum și 10 ani, cu privire inclusiv la ceea ce problemele are cunoscute, deci inclusiv acum 10 ani aveți acele date. Și e o idee bună să le studiați. Puteți să vă uitați, apropo de firme scumpe precum BMW, există o părere în canale de oameni proprietari care sunt mulțumiți și care nu sunt mulțumiți, apropo de acele piese de plastic. Însă, astea sunt chestii subiective. La nivel general, am specificat de unde vă puteți informa pentru a avea cât mai multe șanse să vă încadrați în majoritatea prezentată de către acele surse de informare, Consumer Reports, Edmund, Parker și așa mai departe. De asemenea, puteți să vă uitați pe lângă, pe lângă subiectul fiabilității modelului respectiv și al satisfacției clienților. Există niște topuri, inclusiv de către Consumer Reports, date anual. Puteți să vă uitați și la costul de mentenanță pe o perioadă cât mai mare. De regulă apar perioade publicate, analize pentru perioade de câte 10 ani. Și acolo puteți vedea că, de exemplu, BMW, dacă tot l-am numit, costul mentenanței per an este în jur de 1100 de euro, la Hyundai este în jur de 800 de euro, bineînțeles v-am uitat la anumite modele, puteți să vă uitați per model chiar, deci nu pe brand, ci pe model. Bineînțeles, cu specificarea faptului că datorită situații particulare de pe piața noastră, acelui personal calificat, e posibil să aveți mai multe probleme, deci să problemele noastre se situeze la vreo două trepte mai jos față la un brand față de ceea ce se situează pe piața americană, de exemplu. Dar pe prima treaptă, în continuare, repet,
chiar cu aceste știri legate de compania Hino și compania Toyota, pe prima treaptă se află Lexus, din punct de vedere al fiabilității și relaționării, Lexus, Toyota, BMW, Hyundai și Kia. Restul informațiilor particulare pentru noastră vă privesc, puteți afla și vă sugerez să nu vă interesați, să nu vă luați baza de date doar de la doar din cadrul reclamelor, doar din cadrul canalelor auto care au acel subiectivism pe care l-am menționat mai devreme. Vă mulțumesc, sper că vă ajută.